Vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, și în seara aceasta să citim din Cartea Apocalipsei, capitolul 3, primele șase versete. În cerul Bisericii din Sardes, scrie Iată ce zice Cel ce are șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Vegează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale de săvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și ai auzit? Ține și pocăiește te Dacă nu vechezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în sardeți câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, amin. Să ocupăm locurile. Am ales pentru seara aceasta un subiect cu un titlu mai ciudat. De ce moare o biserică? De ce moare o biserică? Este posibil oare ca bisericile să moară? Am întâlnit foarte des ideea aceasta că noi, fiind Biserica Domnului, Biserica Domnului este veșnică, e, din pricina asta nici o să, nicio biserică nu moare. Vreau să știți că Biserica Domnului, cea universală, așa este nemuritoare n a murit de-a lungul secolilor, a supraviețuit tuturor persecuților, tuturor necazurilor. Dar trupul acesta mare al Bisericii lui Hristos este format din celule care sunt bisericile locale și acestea se nasc și mor. Așa cum știți, în trupul nostru, celulele noastre se regenerează, se schimbă de-a lungul vieții noastre de câteva ori, de șapte ori sau de mai multe ori. Nu mai suntem aceiași. Când am fost acum în România la mormântarea tatălui meu, am întâlnit multe dintre rudele noastre. Oameni din satul meu cu care am copilărit. Nici eu nu i-am mai recunoscut pe ei, dar nici ei pe mine. Ne-am schimbat, nu mai suntem aceiași. Noi ne-am obișnuit cu noi, cu schimbările noastre, că ne-am uitat în fiecare zi oglindă. Dar oameni care nu ne-au ne văzut de multă vreme nu ne mai recunosc. Spunea o soră, vai frate, de eu vă știam băiat subțirel și frumos. Și eu mă știam așa, dar nu mai sunt. Nu, nu mai sunt. Ne-am schimbat. Celulele din trupul nostru au murit și s-au regenerat. Au venit altele noi. Biserica lui Dumnezeu este tot la fel. Este formată din celule care se nasc și mor. Bisericile locale se nasc și mor. Unde sunt bisericile din Nou Testament? V-a spus întrebarea aceasta. Cele șapte biserici din Apocalipsa. Din, din Turcia. Sunt în Turcia astăzi, ea, dar sunt niște ruine, au murit de multă vreme. Cine se duce să vadă bisericile Apocalipsei, în Turcia găsește niște ruine. De ce nu mai sunt bisericile acestea acolo? Pentru că bisericile mor. Ele încetează să existe în mod fizic, dar pot să moară și pe dinăuntru. Iată biserica aceasta din Sardes, Dumnezeu îți spune despre a știu faptele tale, îți merge numele că treci de ești moartă. Înseamnă că aveau un building frumos, oamenii se duceau la biserică, nu? Dar Domnul spune, sunteți niște morți. Voi nu sunteți o biserică vie, sunteți mai degrabă o capelă de cimitir. Biserica aceasta a murit deja, cu toate că ea fizic, ea încă există vreau să spun că satan folosește o serie de arme pentru a ucide o biserică, pentru a ucide biserica locală. Și uh, intenția mea în această seară este nu numai să vedem care sunt armele care le folosește diavolul pentru a ucide biserica locală, dar în ultima instanță să punem, ne punem întrebarea aceasta în final. Nu cumva mă folosește și pe mine diavolul pentru a distruge și a ucide biserica locală? Nu cumva am devenit și eu un asemenea instrument? Dar să punem deci întrebarea aceasta: de ce moare o biserică? Și primul lucru despre care vreau să vorbesc în această seară este persecuția. O biserică poate să moară din cauza persecuției. Gândiți-vă la câteva dintre bisericile Apocalipsei. De exemplu, o Biserica din Smirna. Puteți să citim în versetul 2, capitolul 2, versetul 9 și 10. Știu necazul tău și sărăcia ta, spunea Domnul, dar ești bogat. Și bat jocurile din partea celor care spun că sunt iudei și nu, nu sunt, ci sunt o sinagoga sataniei. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temnițe pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fi credincios până la moarte și îți voi da una vieții. Biserica din Smirna suferă persecuție. Probabil că unul dintre motivele pentru care biserica din Smirna a încetat să existe ca biserică este că a cedat în persecuție. Primul secol a fost un secol al marilor persecuții împotriva bisericii. Apostolul Petru scrie despre persecuțiile acestea împotriva bisericii, dacă deschideți cu mine la capitolul 5, versetul 8 și 9. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi vrea să spună Apostolul Petru că persecuția împotriva Bisericii lui Hristos va fi universală. Peste tot în lume, diavolul va ridica dușmanii Bisericii pentru distrugerea ei. Nici bisericile de astăzi nu sunt scutite de persecuție. Același Petru, în capitolul 4, versetul 12, spune așa, Preiubiților, nu, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Din potrivă, bucurați-vă, întrucând aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Persecuția Bisericii persecuția lui Hristos depinde însă, rezultatele persecuției, de modul în care noi reacționăm. Știți bine, ați mai auzit asta. Nu este important ce ni se întâmplă. Important cum reacționăm noi la ceea ce ni se întâmplă. Sunt oameni care trec prin încercări foarte mici și impactul asupra lor, reacția lor la ceea ce li se întâmplă, este devastator. Intră în spital. Doctorii tratează astăzi americani cărora le-a murit pisica. Nu? Au intrat în depresie. Nu? E ceva teribil și îi tratează pentru chestia asta, nu? Fiecare dintre noi reacționăm în mod diferit la ceea ce ni se întâmplă. Credincioșii răspund diferit persecuțiilor. Unii sunt reduși la tăcere atunci când vine persecuția. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, se spune despre niște fruntași ai iudeilor care au crezut în Domnul Isus s-au întors și ei la Domnul, au primit mesajul, dar în versetul 42 spune așa, dar de frica fariseilor nu l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară de sinagogă. Își atac din gură. Ok? Suntem ucenicii Domnului, de ne purtăm să nu știe nimeni de treaba asta. Persecuția îi reduce la tăcere pe anumiți creștini. Și ăștia mor foarte repede. Alții, din potrivă, se bucură că sunt persecutați pentru Domnul. Găsesc că este un privilegiu. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, de exemplu, capitolul 5, de exemplu, întâlnim pe apostoli care spune că s-au bucurat, că au fost învredniciți să fie bătuți pentru Hristos cu nuiele, în public, să fie uh, bătuți pentru Evanghelie, pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos. Alții tac alții se bucură. Cum reacționăm noi oare atunci când vine persecuția? Știți că modul în care noi vom reacționa în persecuție determină viitorul bisericii noastre? Să ne rugăm Domnului să nu vină vremuri de persecuție. Să ne rugăm Domnului că să nu vină comunismul peste America. Să ne rugăm domnului să nu-l ajute pe Obama să facă Republica Socialistă America de Nord din, din, din noi, nu? Să, să nu trecem, să ajungem iară să vedem colectivul, uh, iară naționalizarea uh, uneltelor de producție, nu? Uh, Mijloacelor de producție, știți bine lucrurile astea, am trecut pe aici. Dar s-ar putea ca fiara asta comunistă să nu fi murit de tot. A primit o lovitură de moarte, dar se pare că învie din nou. Iată că Putin vrea să refacă din nou Marea Uniune Sovietică, nu-i așa? Frații noștri din Ucraina se întâlnesc în fiecare zi în piețele orașului și se roagă, pentru că știu că numai Dumnezeu poate să-i scape de molima asta comunistă. Dar să ne rugăm, Domnule, și să credem că nu o să trecem pe aici. Dar știți bine ce s-a întâmplat când a venit persecuția comunistă pe bisericile din România. Se pare că la un moment dat bisericile noastre au pierdut o întreagă generație. O generație mai tânără decât mine erau puțin în biserică. Au dispărut, au fost reduse la tăcere. Pentru că așa cum spuneam, modul în care noi reacționăm determină viitorul bisericii. Biserica redusă la tăcere în persecuție va muri foarte curând. Biserica însă ce se bucură în prigoane e apreciată de Domnul Vedeți bisericile din Pergam și Filadelfia, să vedeți ce spune Domnul despre bisericile acestea. Și merită să citim cuvintele pentru că sunt foarte frumoase. Ele sunt încurajatoare. Iată ce spune Domnul despre biserica din Pergam, care a știut să treacă prin, prin suferință și să fie biruitoare. Versetul 13. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când antipa martorul meu credincios a fost ucis la voi, acolo unde locuiește sat satana. Iată că ăștia sunt tari, sunt puternici, rezistă persecuției, acolo unde locuiește satana. Ăștia locuiesc în același oraș cu satana, domnule. Și biruiesc și rămân în picioare. Biserice din Filadelfia, în capitolul 3, versetul 8, Cuvântul lui Dumnezeu spune, știu faptele tale. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. O biserică ce a rămas tare în persecuție. Ce omoară o biserică? Ce ucide o biserică? De ce moare o biserică? În al doilea rând, din pricina învățăturii false, din pricina învățăturii false care se strecoară în biserică. Satana folosește învățătura falsă pentru distrugerea bisericii lui Dumnezeu. În biserica din Pergam, de exemplu, pătrunde învățătura lui Balam și a Nicolaiților. Puteți să citiți în Apocalipsa 2, 14 și 15. Două doctrine foarte false și foarte periculoase. Doctrina lui Balam îndeamnă lumea la păcate, îndeamnă lumea la curvie, la lumesc, la destrăbălare și la fel, de fapt, făceau și nicolaiții. Biserica din Efes este lăudată de Domnul Isus Hristos că ea respinge învățătura nicolaiților. Întreaga scriptură și mai ales Noul Testament ne avertizează de pericolul învățăturilor false care pătrund în Biserică. Apostolul Pavel spune: Știu bine ce se va întâmpla, după plecarea mea vor veni lupii răpitori. Vor veni învățătorii falși, vor veni prorocii mincinoși care se vor strecura în Biserică. Zilele acestea am urmărit un, un mic video într-o biserică americană de aici a fost invitată o profetesă foarte faimoasă și după ce și-a ținut lecțiile ei și și-a rostit profețiile cineva a venit în față și a cerut microfonul că vrea să spună ceva și femeia pentru că nu știa despre ce se vorbe, a dat microfonul și acesta era un păstor de la o biserică din vecini și mulți membri din biserica lui erau acolo să asculte pe profeteasa aceea. Și uh, omul în mod foarte civilizat, foarte frumos, i-a spus învățătorile dumneavoastră, nu numai că nu sunt din Biblie deloc, dar sunt eretice și periculoase, și dumneavoastră este o profeteasă minciunoasă care duce în eroare pe toți oamenii aceștia. Mă rog, s-a întâmplat ceva incredibil, nu mi-a venit să cred. Au sărit din bancă, o serie de credincioși și mai ales credincioase, nu? Credincioase profetese, acestea false, și dă cu pumnii pe bietul păstor, nu? De-abia l-a scăpat uh, uh, ușierii și profeteasa asta uh, false, nu? Dar omul a avut curajul să se ducă în față, să ia microfonul și să o confrunte și să-i spune că este o profeteasă mincinoasă și cred că așa trebuie făcut pentru că învățăturile mincinoase distrug Biserica lui Dumnezeu. Cum ne ferim de învățătura falsă? Iată ce spunea Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3 și 4. că -și va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor gădila urechile să audă lucruri plăcute și își vor uh, da învățători după poftele lor. Ascultați, își vor da învățători după poftele lor își vor întoarce urechile de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Istorisiri închipuite. Nu vreau să intru în detalii și nu vreau să vorbesc împotriva nimănui. Dar în bisericile noastre, dacă vine un vestitor al Evangheliei pe care știm și este verificat că asta predică Cuvântul lui Dumnezeu, nu se adună lumea să-l asculte. Absolut deloc. Dar dacă vine un proroc care nu-l știe nimeni, Ok? Nu mai avem locuri în biserică. Și dacă spune istorisiri închipuite și minuni și vindecări pe care nu le poți verifica absolut deloc, nu, ați observat că toate minunile se întâmplă în alte țări și în alte localități? De ce nu se întâmplă în mena acum și aici? Nu? De dar întotdeauna se întâmplă în altă parte, Domnul. Și ăștia vin să ne spună ce se întâmplă în altă parte. Unde noi n-am fost și nu putem să verificăm niciodată, nu e așa? De ce oare suntem gata să ne aplicăm urechea mai degrabă la aceste istorisiri închipuite și să ne pierdem timpul hrănindu-ne cu ele? De ce oare? Pentru că a venit vremea când oamenii nu mai suportă învățătura sănătoasă. Vor ceva nou, domnule. Ceva care nu ar mai auzit. Biblia s-a auzit-o de atâta vreme. Vor ceva ce nu ar mai auzit, domnule. Și atunci ispita este foarte mare să spui oamenilor ce nu ar mai auzi niciodată, nu-i așa? La Chicago eram disperați cu fratele Galeș și la un moment dat mi-am spus, mă, frate Galeș, singura noastră șansă este să începem să facem și noi chestia asta. Dacă asta e marfa care să cere, nu? Păi nu suntem noi mai proști ca ăia la care îi păcălesc pe toată lumea, nu? Ia să inventăm și noi ceva povești din astea, să vezi cum vine lumea să ne asculte. Bine, bine, zicea el, dar avem de ales între adevăr, și, între adevăr și, minciună. Ce facem? Și am rămas cu adevărul, să nu fim așa de populari cum erau ăia la care aveau foarte multe povești de spus. Cum ne ferim de învățătura falsă? Simplu. Îmbrățișeam învățătura sănătoasă. Învățătura sănătoasă are două elemente. Elementul negativ mustră, ok? Te mustră. Dar și cel pozitiv, te învață. Acum când există un dezechilibru în învățătură și există numai mustrare, atunci să știți că aveți de face cu unul care are darul mustrării. <laughs> și ăsta numai mustră și, pe și amenință și e, e, e numai negativ, nu? Um, Trebuie să existe, însă un echilibru, pentru că dacă dați peste unul care nu mai pozitiv, Domnul ne iubește, Domnul iartă, bun, avem altă problemă pe partea cealaltă. Să știți că Dumnezeu și învață, dar și mustră în același timp. Dumnezeu nu este ca un tată care tot timpul e cu gura pe la mic, tot timpul greșește și nu îi spune niciodată cum să facă bine, nu-i așa? Dumnezeu știe, El mustră, dar și învață, îți spune cum trebuie să faci. De ce moare o biserică din pricina lumescului? Am devenit lumești. Pătrunde lumea în bisericile noastre. Și haideți să vă spun care este lumescul acesta care pătrunde în bisericile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15 și 16. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Cred că biserica de astăzi suferă de sindromul acesta Izabela, pe care îl găsim la Biserica din Tiatira în capitolul 2 din Cartea Apocalipsei. Haideți să deschidem la Apocalipsa capitolul 2, să vedem despre ce este vorba aici. Capitolul 2, versetul 20 și până la 23. Dar iată ce am împotriva ta tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, ascultați bine, care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jerfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un ecaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cerceteze rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Lumescul. Sindromul, sindromul Izabelei. nimic nu mai este păcat. Cineva scria recent pe un blog despre sindromul Rasputin. Ce s-a întâmplat cu Rasputin? Rasputin a fost un preot, călugăr rus, foarte faimos, știa foarte bine să cucerească doamnele din alta societate. Făcea minuni. I se să câteva vindecări miraculoase. Și Rasputin avea o doctrină foarte interesantă. De fapt, era... Mai, mai, fusese găsit în Biblia, să să păcătuim, să se mulțească harul. Le spunea la doamnele acestea, voi nu vă puteți pocăi cu adevărat dacă nu păcătuiți și le invita să păcătuiască cu domnia lui. Ok? După ce trăiau un păcat cu femeile acestea, le aducea la pocăință și să pocăia de mama focului, după aia. Ok? Sindromul Rasputin. Păcătuim să se mulțească harul. Și atunci ne mirăm cum se poate, domnule, oameni care spun că sunt copiii lui Dumnezeu, trăiesc în curvie, dar predică Evanghelia cu toată puterea. Pentru că Duhul acesta al Izabelei a pătruns în biserică nu mai este nimic păcat, nu-i așa? Totul este ok. Am să vă atrag atenția acum asupra unei scheme pe care ar vrea să o proiectăm acum și să o vedeți. În Galaten, capitolul 5, de la versetele 19 la 21, sunt descrise faptele firii pământești. Faptele firii pământești. Eu le-am pus așa într-o ordine, cum le citiți în acest verset. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrinarea, închinarea la idor, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zafistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partid, de pismele, uciderile, bețiile, îmbuibarea. Uitați ce se întâmplă în bisericile noastre. Alea mari de la capăt și de la coadă, nu? Sunt păcatele mari. Te dau afară, frațe de biserică, pentru ele, ok? Dar alea din mijloc, care sunt cu galben, acolo sunt instrumentele democrației din biserica noastră, nu-i așa? Când vin alegerile, când vine adunarea generală, vrăjbirile, certurile, zavestiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, astea sunt ele acasă. Astea au devenit instrumentul democrației. nu așa? Vox populi, vox dei, vocea, domnului, vocea poporului, vocea domnului. Să o credeți în asta e așa. De ce mor bisericile? Din una democrației care a luat, o parte din, din faptele firii pământești și le proslevește în biserică, le promovează în biserică ca un instrument al democrației, a libertății de exprimare a credincioșilor de astăzi. Sunteți de acord cu mine sau nu sunteți de acord cu mine? Dar din pricină acestora mor biserici una după alta. Și în anii în care veniți, vor veni, vom vedea foarte clar lucrurile astea. Încă o dată punem lista aceea, uitați-vă bine la ea. Nu sunt fapte ale firii pământești, spune Sfânta Scriptură foarte clar, cine face lucrurile astea, ce se întâmplă cu el? Unde merge asta? În fundul iadului, ok? Va merge în fundul iadului. Chiar toate sau numai alea care sunt cu negru? Toate, ascultați-mă bine, toate o să înfunde oamenii iadul pentru certurile de partide. Eu sunt cu ăsta, eu sunt împotriva lui ăla altă. Dezbinările din bisericile noastre, ședințe, adunări generale, alegeri, votăm să votăm, votăm să nu mai votăm, votăm să folosim toate faptele firii pământești în bisericile noastre și lucrul ăsta va ucide bisericile noastre locale. Cum ne păzim oare de influența lumii care pătrunde în bisericile noastre? N-ar trebui să ne lăsăm influențați de lume, ci să ne renoim mintea, cum spune apostolul Pavel. Nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Trebuie să ne renoim mintea, să ne transformăm mintea. Frați și surori, împrumutăm pe zi ce trece din lumea în care noi trăim tot felul de lucruri pe care le ducem în biserică. Ne uităm la lumea politică din jurul nostru și ni se pare că este normal să existe partide antagoniste. Eu am avut o experiență foarte specială. La Chicago, cineva a luat cuvântul și a propus să alegem un comitet de opoziție, care să lupte împotriva comitetului actual, spunea fratele, pentru că în felul ăsta, zice el, uitați-vă, republicanii democrații să luptă, să bat unul cu celălalt și merge bine țara asta, nu? Acum, proponentul era dintr-un comitet de opoziție de când îl știu eu, asta voia să fie oficializat, nu? Să fie oficial ales, domnul comitetul de opoziție. Din ce comitet faci parte? Din ala de opoziție? Sau din comitetul de opoziție împotriva opoziției? <laughs> nu? Luptele fraticide, luptele dintre noi distrug Biserica lui Hristos. Mor bisericile locale din pricina acestui lucru. Se spune că cloșca, când stă pe ouă și le clocește, cât ea de mare, așa, nu îi se întâmplă nimic cu oului. Dar vine o vreme când o găină încă nenăscută, micuță de tot, un pui dinăuntru, dă cu ciocul și sparge găoacea aceea. Nu se sparge o cu greutatea lui maică sa. De asta dinăuntru o sparge. Știți că cele mai multe biserici sunt distruse și ucise de elementele interioare, nu de persecuția care vine din afară, ci luptele dintre noi, neînțelegerile dintre noi. Astea o ucid biserica lui Hristos. Și ultimul lucru despre care vreau să vorbesc în această seară, un alt lucru care ucide biserica, care omoară biserica, este indiferența. Indiferența. Uh, povestea este foarte drăguță să nu o spun din nou, dar dumneavoastră sunteți obișnuiți cu mine că la bătrânețe spui tot același lucru de mai multe ori așa. Uh, Jan Tipei a vizitat uh, bisericele din. Uh, Moldova pe vremea aceea făcea parte din Mare Uniune Sovietică și a întrebat pe câțiva frați voi de la ce biserică sunteți. Erau uh, frați înregistrați și neînregistrați. Ăia neînregistrați se numeau independenți. Și cum știau limba română destul de aproximativ, uh, unul dintre ei a spus, noi suntem de la frații indiferenți. <laughs> era, era de la biserica fraților indiferenți. Okay. Vreau să afirm în această seară că indiferența este o armă foarte subtilă a Satanei. O armă foarte subtilă a Satanei cu care el cucerește multe suflete și distruge multe biserici prin indiferența noastră. Prima biserică din Apocalipsă, Biserica din Efes spunea Domnul, vorbind acestei biserici, spunea, spunea așa, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ți-ai părăsit, ai abandonat dragostea numărul 1 din viața ta. Ai pus dragostea numărul 1 pe numărul 2, pe locul 2 sau 3. Știți că porunca, cea mai mare poruncă este să l iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, cu toată puterea ta, cu toată mintea ta, cu tot ce existi tu. Și apoi, în al doilea rând, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Când creștinul pune dragostea lui Dumnezeu pe un alt loc decât locul întâi, creștinul acela își abandonează, își părăsește dragostea din tăi. Și asta se vede imediat prin indiferență. Devenim indiferenți față de Hristos, față de împărăția Lui, față de biserica Lui. Știți că biserica din Laodicea este o biserică despre care spune Domnului, spune Domnul că îi vine greață de ea. Dacă ai fi rece, moartă, nu? Sau în clocot, ar fi ok. Dar ești căldicel. Și am să te vărs din gura mea, spune Domnul. Îmi vine greață de tine spune Domnul, aceste biserici. Indiferența produce greață mântuitorului, lui Dumnezeu, indiferența mea religioasă, jumătățile mele de măsură. Când cu jumătate de gură dau bani cu jumătate de portofel, vin la biserică când îmi trece prin cap, Poți ucide biserica prin lene și indiferență, prin apatie. Și cele mai multe biserici mor din pricina asta. Cine devine? Păstorii. Bineînțeles că ăștia devină. Ar trebui să-i distreze pe oameni, domne, să vină la biserică, nu-i așa? It's boring. Ați auzit cuvântul ăsta, nu? Cel mai preferat cuvânt a noii generații. Boring. Pentru că ei așteaptă să fie distrați, nu-i așa? Ca să nu fie boring, trebuie să fie fan. Nu? Trebuie să fie fan la biserică. Și atunci trebuie să-l distrezi pe creștin. Trebuie să-l aduni cu ceva, să-i captezi atenția. Vedeți, nu vedem dăm și pizza, numai să veniți la biserică. <laughs> Haideți să vedem câteva simptome ale indiferenței. și vreau să le vezi în, în propria ta viață. Numărul unu. Indiferența se vede prin participarea neregulată la biserică. Okay? Participarea neregulată la biserică. Asta înseamnă indiferența. Deja te-a atacat microbul ăsta. Ești inoculat. Vii așa din când în când, când ai chef. Duminică dimineața se doarme bine. Și seara e, cine știe, ceva, ceva serial, nu știu. În, în România, domnule, era Tarzan, nenorocitul de el. Era Tarzan <gângânt> duminică seara, domnule, nu? Duminică seara. Te ducea la biserică și frații stăteau la Tarzan, nu? Am dus în România la o conferință de familie. M-au invitat, o biserică mare, m-am dus până în România, am sunat pe pastor și spun spune, ce conferință, nu știu nimic. Cum nu știu? M-a dat pe mâna altuia. Și asta îmi spune, frate, dar știți, e campionatul european de fotbal acum și frații nu merg la conferință. Wow! Nu? Aveau de ales, frații, nu? Mergi la, stai la meci, te uiți la campionatul sau vin să înveți cum să ai familia în regulă și bună. Stai la meci, nu-i așa? A, familia tot aici e. Indiferența se manifestă prin participarea neregulată la biserică. Venirea constantă cu întârziere la serviciile divine. Nu știu cum se face, dar nu nimerești niciodată la ora 6. Nu nimerești niciodată la ora 10. Cum noi am amânat la ora 10. Nu? Venim la 10 jumate. 3. Amânarea mereu de a vesti Evanghelia altora. Oh, sigur că da. O să ne ocupăm da, la vecinii ăștia, fain. Legea, God bless you că ai dus pizza la vecinii tăi. Vestește-le și Evanghelia. Chiamă-i cu noi la biserică. Ok? Este un mod de a face ceva. S-a mutat cineva pe strada ta, le faci o pizza, te duci la ei, faci niște prăjituri. Dacă nu vrea să doarmă noaptea, faceți-le niște doboși. <laughs> toată noaptea am suferit. Ce bagă în el, domnule? Praf de pușcă? I nu nu. vizitați i cu, 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 o prăjitură, cu o plăcinte românească, cu mlangoș, cu brânză, ceva în genul ăsta, și chemați-i să vină la biserică. Vorbiți-le despre Domnul. Nu amâna. O să se mute din cartierul ăsta și nu o să ai ocazia să vorbești cu el. O dovadă că s-a instalat indiferența în viața mea este că nu mă mai rog și nu mai am o devoțiune personală regulată în casa mea. Mă rog când îmi trece prin cap. Ce ar fi să ne uităm foarte clar la chestia asta. Când se întâmplă lucrul ăsta în viața ta, să știți că încep să suferi de indiferență. Știți care este antidotul la indiferență? Antidotul indiferenței este slujirea cu pasiune pentru Domnul și pentru împărăția Lui. În Galaten, capitolul 6, versetul 9, Apostolul Pavel spune să nu obosim în facerea binelui, să nu obosim, să nu lenevim în lucrare, spunea același apostol în Evrei 6, 11 cu 12 să ne îndemnăm unii pe alții la fapte bune, tot în Evrei 10, 24, 25. Să veghem unul asupra celuilalt. Și când vezi că lipsește, că nu vine, fă o vizită. Nu trebuie să vorbești. Stai în fața fireplace-ului, iei un cărbune. Ați aflat cum a făcut păstorul acela. Căutați-l pe, frați, căutați pe frații indiferenți. Readuceți înapoi în turmă oaia care s-a rătăcit. Căutați moneda care este pierdută. Așteptați întoarcerea fiului risipitor. Pregătiți-i venirea acasă. Nu putem scăpa de indiferență decât astfel. În concluzie, câteva lucruri vreau să menționez. Biserica este formată din noi, din noi creștini. Armele satanei, am menționat câteva, nu sunt numai astea, că ăsta este meșter să folosească multe arme de, pentru distrugerea Bisericii Hristos. Dar știm unele din ele. Efectele se văd în biserica pe care noi o frecventăm. Și este decizia mea și este decizia ta. Trebuie să alegem. Suntem instrumentul lui Dumnezeu pentru viața acestei biserici? Suntem noi o mireasmă de la viață spre viață? Sau suntem o miasmă de la moarte spre moarte în biserica în care suntem? Suntem instrumentul lui Dumnezeu sau instrumentul satanei pentru moartea bisericii? Cineva a spus că fiecare dintre noi avem o idee despre comunitatea ideală, despre biserica ideală, nu-i așa? toți știm cum trebuie să fie o biserică ideală. Se pare că Dumnezeu provoacă ideea asta, ne-o provoacă tot timpul și ne-o demolează. Și dacă nu renunțăm la ea, ok, ascultați-mă, dacă nu renunțăm la ea, vom deveni instrumentele de distrugere a acelei comunități. Impunând acele comunități, ideile noastre despre comunitatea ideală. Renunță la ele. Nu este biserica ta, este a lui. Nu trebuie să o inventezi tu. A inventat-o el. A inventat-o Dumnezeu. Haideți să nu devenim instrumentele diavolului pentru a ucide biserica locală. Suntem de abia la început. Ar fi păcat să murim așa de repede. de lungul anilor vom asista la moartea unor biserici. Între cele două războaie mondiale a fost o comunitate destul de puternică pentru că o stală românească în America. Știți că din bisericile cele româno-americane aproape niciuna n-a mai supraviețuit? Au murit. Au murit pentru că au devenit biserici de limba engleză, bine ar fi, bine ar fi fost. Dar au murit ucise de indiferență, ucise de învățături false ucise de instrumentele pe care le folosește diavolul pentru a omorî biserica locală. Biserica locală este o celulă în trupul glorios a Bisericii Universale. Ea poate să moară. Ea se naște și moare. Haideți să vegem în așa fel încât biserica noastră să fie o biserică vie. Să devenim instrumentele lui Dumnezeu pentru păstrarea vieții acestei biserici. Și să nu fim niciodată instrumentele celui rău pentru uciderea Bisericii lui Hristos. Vă invit acum să ne ridicăm cu toți în picioare și să facem o rugăciune prin care să cerem Domnului, uitându-ne în propria noastră viață, la activitatea noastră, la istoria noastră. Să cere mertare Domnului dacă cumva ne-am lăsat folosiți de diavolul la distrugerea unității și Bisericii lui Hristos. Să ne rugăm ca să devenim elemente folositoare Domnului, instrumente pentru viață și pentru o viață din mărșug în Biserica în care noi suntem. Să ne rugăm Domnului. Doamne, stăm înainte.